Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre cum cunoaștem și cum putem aprecia starea de prospețime a racilor și scoicilor. Racii se vând în comerț vii, fierți, la unități de alimentație publică sau sub formă de cos de raci în salamură sau în suc propriu. Când cumpărăm raci vii, este bine să verificăm vitalitatea și respectiv starea de sănătate pentru acesta să ia racul în mână, așezându-l cu partea ventrală în jos, cu spinarea în sus și apăsând lateral în regiunea branhială cu degetul mare și arătător. Vom vedea că racii sănătoși reacționează întinzând prima pereche de picioare, în timp ce racii bolnavi sau cei în agonie vor lăsa în timpul presării picioarele în jos. Vitalitatea se mai poate verifica și întorcând racul cu picioarele în sus. Dacă racul în poziția aceasta execută mișcări rapide de îndoirea cozii, înseamnă că are o bună vitalitate, este de sănătos. Dacă am cumpărat raci fierți sau ni s-a servit la restaurant, ne putem da foarte bine seama de starea lor de prospețime și mai ales vom putea constata ușor dacă i-au fost puși la fiert vii sau morți. La raci fierți de vii, regiunea abdominală și coada este îndoită, curbată, în timp ce la raci fierți morți, regiunea abdominală este dreaptă. Culoarea carapacei la raci fierți vii este roșie uniformă, iar membranele între inelele corzii este roșie și foarte rezistentă la rupere, spre deosebire de cei fierți după ce au murit, care au carapacea colorată neuniformă roșu sau pătată, cu segmente abdominale colorate negru, iar membrana dintre inelele cozii are o culoare cărămizie verzuie și se rupe foarte ușor. Se mai poate constata că la raci fierți de vii ochii sunt tari și îndreptați în afară, iar carnea are o culoare albă ușor gâlbuie, consistență tare, cu miros și gust plăcut specific. La raci fierți morți, ochii sunt retrași în orbite și au o culoare alb lăptoasă, regiunea cozii este moale, carnea se fărâmițează ușor și are un miros și gust neplăcut. Am prezentat aceste aspecte deoarece normele sanitare veterinare interzic cu desăvârșire fierberea racilor morți, care întotdeauna sunt declarați improprii pentru consum. Și acum despre scoicile. Se pun de asemenea în consum numai vii, după moarte ele se alterează foarte ușor. Când scoicile vii sunt atinse cu un obiect sau sunt legate în mână, reacționează închizând imediat valvele. Dacă sunt în agonie, muribunde sau moarte, ele nu mai acționează și valvele rămân permanent interdeschise. Scoicile secretă tot timpul vieții un lichid care este limpede, clar și cu miros plăcut când sunt vii și tulbure, cu miros neplăcut, respingător la scoicile moarte. O stimă și respect față de persoanele care mai videoclipurile. Sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!